Bine ați venit la Castelul Peleș, reședință de vară a regelui Carol I și a reginei Elisabeta de Vid. Regele Carol, când a venit în țară ca și prinț, la sugestia lui Napoleon al III-lea, a fost primit la Mănăstirea Sinaia. Mănăstirea Sinaia își are originea în secolul XVII, 1695. În actualul muzeu al mănăstirii a fost casa de oaspeți. Regele a descoperit frumusețea plaiurilor prahovene, pădurile și muntele. S-a hotărât să cumpere teren lângă localitatea Poduneagului, așa îi spunea Sinăii la momentul respectiv. În 1874, regele a decis să transforme Poduneagului într-un orășel mic, denumit Sinaia, după mănăstire, după muntele Sinai, unde Moise a dat tabla de legi în Biblie. Astfel că în 1873 a cumpărat acest teren, o suprafață mare. 2 ani de zile i-au luat să amenajeze pentru construcția castelului. Abia în 1875 s-a pus cu adevărat piatra de temelie a castelului, împreună cu regina Elisabeta. De-a lungul construcției acestui castel au existat mai mulți arhitecți, șefi de șantier. Dacă la început am început cu Doderer, un austriac vienez, s-a continuat cu Schulz, german, Le Comte de Nuit, francez, și-a adus aporturi la câteva dintre camere, elevul lui Violet Le Duc, cel care și-a lăsat amprenta și la Curtea de Argeș, unde este necropola regală. Însă arhitectul de bază al castelului, să spunem, unui mare procent de camere făcute aici, este Karel Liman, originar ceh, care a devenit arhitectul casei regale. Cu Karel Liman, regina Maria a construit ulterior, în arta 1900 stil, castelul Pelișor, cel cu 99 de camere, care este tot aici, pe domeniul Peleșului. Ambele și-au numele de la Pârâiașul, care se aude din grădini, cu numele de Peleș. Am intrat pe la intrarea oficială, cea din curtea interioară a castelului, unde în holul de intrare sunt 4 statuete din marmură reprezentând anotimpurile și am ajuns în holul de onoare. Holul de onoare e o sală foarte importantă de-a lungul istoricului castelului, pentru că evenimente importante au fost semnate aici, chiar și cununia principesei Ileana. Una dintre fetele reginei Maria a fost semnată aici. Când regele Mihai a murit acum câțiva ani, trupul său a fost adus aici și persoanele care l-au cunoscut și personalitățile au venit să-și ia la revedere din zonă. Ce mai putem vedea în această sală? Putem vedea tapiserie de Beauvais pe scaunele care le aveți în față, tapiserie de Aubusson, de mare importanță pe pereți, alegorii cu copii jucându-se în grădini din secolul XVII-XVIII, o combinație de marcheterie, diferite culori, esențe de lemn puse împreună, de jur împrejur, reprezentând castelele aparținând familiei regale a României, dar din Germania, Hohenzollern-Sigmaringen. În partea albă, în alabastru, sunt imagini din viața lui Iisus Hristos, de jur împrejur. Bustul regelui Carol și al reginei Elisabeta. Putem să-i vedem și în picturi realizate de artistul favorit al casei, Healy, un american. Regele tânăr când a ajuns în țară ca un soldat, iar pe coridorul următor îl vom vedea pe rege la 70 de ani și regina. Imediat vom merge acolo. În această sală mai avem 2 statuete în partea de sus, reprezentând războiul. Reprezentând pacea și războiul, pacea cu ramuri de măslin și trompeta, războiul cu o sabie. Ceva special are această sală, pe lângă
frumusețea decorațiunilor din lemn făcute mare parte în ateliere din Germania, Ludwig Berhard, numele atelierelor, acest acoperiș din sticlă care, acționat electric, se deschide. Regele Carol la recepții invita toate persoanele la final, când noaptea se lăsa, să privească stelele. Ajungând aici, bineînțeles, credeau că poate ceva s-a întâmplat cu regele care îl știau atât de serios. Privind acoperișul, își dădeau seama că acesta începe să se deschidă, acționat electric. Un lucru unic. Din acest motiv, castelul a fost denumit unul dintre cele mai moderne castele la sfârșit de secol XIX, început de secol XX. Aici aveți portretul reginei și al regelui. Am ajuns, castelul, perioada de construire au fost cam două perioade mari, începând cu 1875, cu, v-am spus, cu cei arhitecții numiți mai devreme, și apoi în 1894 cu arhitectul Karel Liman, care a dat această, dar regele se spune că ar fi participat fiecare zi la construcția castelului. Având educație militară, toți cei patru regi ai României de altfel, dar în special regele Carol I, era pasionat de colecțiile de arme. Colecția sa se spune că ar avea peste 600 de arme. Nu sunt toate cu adevărat folosite. Unele au fost arme albe sau arme de paradă. Una care a fost folosită este această sabie de execuție din secolul XVI. Se spune că scrie pe ea în germană: cei care vor fi decapitați cu această sabie vor primi gloria eternă. Sigur că vor primi gloria eternă, dar se spune că era rușinos să mori, să pierzi un război, mai bine să o termin cu viața. Din bronz, la Nicopolis, descrisă bătălia din 1396 între Imperiul Otoman, între turci și români. Piele de Cordoba pe scăunele, nu știu cum le zice astea, travel trunks, lăzi de călătorie, unele dintre ele pictate foarte frumos, armuri, chiar și coifuri pentru cu chip uman lângă cum îi spune, nu mai știu, fireplace. Așa, șemineu, lângă șemineu. De mare importanță în această sală este această armură pentru cal și călăreți, singura din țară pe care o avem, de tip Maximilian, ce ar cântări peste 100 de kilograme și a fost folosită pentru turniruri și parade. Nu se poate merge la război cu așa ceva. Iar emblema familiei este inscripționată sus, Nihil Sine Deo, sub acel candelabru. Mergem în a doua sală, unde sunt cele mai valoroase piese, cele mai valoroase arme expuse, care au fost cadouri oficiale primite de la Maharaja, cu piele de rechin, cu sidef incrustat, cu ăsta de la elefant, fildeșul elefantului, sau chiar sabia lui Gabriel Báthory, principe al Transilvaniei, cea cu catifea roșie. Aici o putem vedea și pe Regina Maria, este o statuie în care ea, Regina Elisabeta, dar și Regina Maria au participat ca sore de caritate. Regina Elisabeta în războiul de independență, Regina Maria în primul război mondial, și au avut grijă de soldații răniți pe câmp. Foarte frumoase sunt și aceste vitralii realizate cu cavaleri. Un mic spațiu care poate fi considerat ca o mică capelă, să-i spunem, unde sunt alte expoziții. Aici sunt medalii ieșite și decorații din vremea regelui și un scut de protecție venit din Africa. Castelul are foarte multe uși secrete, foarte multe, în special regăsibile la primul și la al doilea etaj. Se intră, ai un dulap în față, deschizi dulapul. De fapt, dulapul acela ascunde o ușă către o cameră. Din cameră nu se vede pentru că este tot un dulap.
Deci sunt foarte multe, dar și față de nivelul acesta, către nivelul superior, sunt mai multe intrări, ușițe secrete. Aici suntem într-o cameră unde se aștepta pentru a se intra în audiență la rege. Lemn de nuc este mai închis la culoare, unde vedem și lemn numai deschis la culoare, poate fi lemn de tei, un amestec. Sunt peste 16 diferite tipuri de esențe de lemn folosite în castel. Una dintre camere are 14. Și copii după canele tope. Vom merge în biroul regelui. Bună ziua, nu? A fost amenajat în anul 1883 în stilul Revoluției germane, decorația lemnului fiind comandată de Mare parte din decorațiile de lemn sunt efectuate în Germania, după cum vă spuneam, ca în atelierul Bernhard Ludwig. Aici avem un cadou oferit regelui la aniversarea sa de 70 de ani, oferit de Paul Telge, care avea un atelier, lucra pietre semiprețioase. Putem observa din nou picturi realizate de același artist preferat al regelui, Healy, cu regele la 28 de ani, dar și regina Elisabeta cu principesa Maria, fetița care, din păcate, a murit la numai 4 ani de zile datorită scarlatinei. Regina ar fi acuzat pe rege pentru că a luat fetița la un episod de vânătoare și a crezut că din acest motiv, așa spun cărțile, a constatat după moartea regelui cu tristețe că nu avea nicio legătură, nu existau antibiotice, n-au putut să trateze, a fost nefericirea familiei, nu au mai avut alți copii, nu au mai vrut, nu au mai putut. Dar regina și-a dedicat întreaga viață educării tinerilor români sau talentați din Europa, în memoria fetiței. Pe acest șemineu, foarte frumos, din ceramică, puteți să vedeți emblema familiei Nihil Sine Deo, cu regiunile, sub regiunile României, exceptând Transilvania. Transilvania, la momentul respectiv, era parte a Imperiului Austro-Ungar. Din acest motiv am și intrat în primul război mondial ca să recuperăm Transilvania, să putem unifica toate regiunile României. Acesta este cabinetul regelui. În mod normal, găsim aici și bustul tatălui său, Anton Hohenzollern-Sigmaringen, dar și al Josefinei Baden, un portret, pe care îl puteți vedea până în mai anul viitor într-o expoziție temporară. Ei de obicei stau lângă biroul regelui. Acesta era biroul regelui, unde trata direct cu persoanele pe care le cunoștea sau dacă avea delegații importante, îi invita și ședeau în locul special amenajat în colțul acestei încăperi. Dacă erau persoane, se spune, în unele scrieri pe care nu le cunoștea, le invita să se așeze și regele ar fi stat în picioare. Iar la urmă, dacă avea de gând să împlinească ce au cerut, dădea mâna cu aceștia, dacă nu știau că el analiza, era un om foarte lucid și foarte corect și analiza în detaliu cererile. Multe dintre proiecte, Catedrala Mântuirii Neamului, canalul Dunăre Mare Neagră, au fost proiecte din timpul regelui, dar el nu le-a pus în practică pentru că erau prea costisitoare. Continuăm cu biblioteca. Biblioteca este una dintre camerele favorite ale reginei. De ce? Ea era membră a 6 academii din lume diferite, inclusiv a Academiei Române. Picta, desena, scria poezii, scria cărți pentru copii sub pseudonimul Carmen Silva, Cânte cu pădurii în latină. Aici sunt cărțile pe care dumneai le citea. Putem să vedem o altă statuie pe care o găsim și în curte cu regina Elisabeta, care făcea, executa lucruri de mână, în același timp citea. Broda. O cutie pictată de regina Elisabeta pentru corespondență. Am mai făcut o Biblie pictată pe piele de vițel, este expusă lângă necropoga regală, la Curtea de Argeș, pentru fetița ei când era mică.
Aici, în această cameră, este o altă intrare, să spunem, ușiță secretă către dormitorul regelui. Dacă observați, aici sunt cărți cu adevărat, aici sunt doar coperte. Iar un buton acționat de aici de dedesubt deschidea această ușă. Nu se mergea la etaj, aici se putea citi, mergea direct în cabinetul, în camera, în dormitorul regelui. Una dintre camerele cu cele mai multe esențe diferite de lemn este aceasta, inspirată după primăria din Lucerna, din Elveția, din secolul XVII. Sunt 14 esențe diferite de lemn puse în aceeași cameră, una din, pardon, dintre ultimele săli deschise ale castelului. Am ajuns într-una în altă cameră preferată de regină, vechea cameră de muzică, transformată după anul 1905 pentru serate literare. Regina Elisabeta invita aici tinerimea română, inclusiv pe George Enescu, dar și alți tineri din lume, să își arate talentul în fața invitațiilor săi oficiali. Ea însă își cânta la pianul Bechstein, puteți vedea o poză pe măsuță, la harpă. Pe pereți putem vedea picturi realizate de Dora Hitz. Dora Hitz a fost artista favorită a reginei, de origine germană. Sunt alegorii ale poveștilor cu care regina a crescut în Germania. Poate cele mai frumoase vitralii sunt acestea reprezentând poveștile scrise de Vasile Alexandri. Castelul era unul foarte modern. În epoca respectivă avea sistem de aspirare, vacuum cleaner, dar și centrală proprie de încălzire. Toate erau la subsol, însă căldura radia în camere din spatele pereților. Pas cu pas am ajuns în camera florentină. Camera florentină, una dintre camerele care vorbesc de seratele dansante, să le spunem așa, ale castelului, unde mai mult de 90% sunt de inspirație italiană, începând cu cristalul de Murano, candelabrele, dar și oglinda reflectând picturi, copii după artiști italieni aflate pe tavan. De asemenea, tot șemineul cu marbră de Paunazo, pe în ambele părți ale șemineului două cabinete din lemn de abanos, lemn de abanos încrustate cu piete prețioase pentru corespondență secretă, pentru bijuterii ținute sub cheie. Patru uși deosebit de frumoase din bronz cu muze ale artelor, trei mese mari, dar și două mici cu diverse tipuri de marmură incrustate, puse la un loc de o mare valoare, ca de altfel mare parte din piesele expuse, dar și copii după artiștii flamanzi, Van Eyck, Van Dyck și Rubens. Am ajuns în sala oglinzilor sau sala coloanelor care susțin aceste arcuri frumoase, în care avem oglinzi tot Murano pentru a da spațiu, dar și un dulap baroc cu pictură din secolul XVIII. Iar în această sală trei alte spații se deschid. Această sală, sufragerie, sala unde se servea masa, cu o masă care se extinde cu 36 de locuri. Bucătăria era la subsol, mâncarea venea totuși caldă pe mese, pentru că în bufetul din spate, cele două ușițe de jos se deschideau, cu ajutorul unui lift, mâncarea ajungea direct pe mese. Un frumos inventar momentan lipsește pentru că a fost o acțiune la castel și sala Principesa Margareta sau alte personalități
ori din familia regală au dreptul dacă doresc să facă din aur aici. Și de obicei este un inventar de argint și cristaluri pe masă, care dă puțină mai multă luminozitate sălii. Este decorat în stilul renașterii germane, lemn de nuc, fras și frasin creț. Comandat atelierul germane August Bembe din Mainz. Sala preferată a regelui, Carol I, inspirată după Palatul Alhambra din Spania, în stil maur, în care corpul regelui a fost expus la funeraliile sale din 1914, astfel încât toate personalitățile lumii care l-au cunoscut, faptul că a fost mai mult de 40 de ani la putere, au putut să vină să-i spună la revedere. Putem vedea o fântână din marmur de Rușchița și de Carara, o fântână plângătoare, îmi place să glumesc să spun că e cu ciocolată caldă, cu apă de izvor. Putem vedea frumoasele incrustații în lemn cu sidef, candelabrele care reproduc turnurile moscheelor, dar și inscripțiile arabice care se regăsesc atât pe covor, dar și pe mobilier, pe scaune, mătase. Totul amintește de acest stil maur, da? Care vine din nordul Africii și a lăsat amprenta și în sudul Europei, în sudul Spaniei. Ultimele două săli pe care le vom vizita sunt pasajul francez, unde avem alte tapiserii de Aubusson, lucrate la începutul secolului 20, acestea puțin mai noi decât cele din sala de la intrare, Marc Antoniu și Cleopatra, dar și două busturi din marmură, Maria de Rohan și regele Louis al XIV-lea, regele nebun, se spune, al Franței, stil francez, care de fapt ne conduc către salonul turc, salonul unde se fuma. Nu era politicos să se fumeze de față cu ceilalți nefumători și atunci, în special, domnii se retrăgeau în acest salon, unde putem vedea o statuie reprezentând cămilă și arabi, în arghileaua, dar și această frumoasă broderie din mătase care există pe pereți și absolut pe tot mobilierul. Inscripții în arabică și mulțumiri regelui și reginei pentru tot ce puteau să ofere prin acest castel invitațiilor de marcă. Vom încheia vizita la parterul, să-i spunem, castelului, la revedere, cu ultima porțiune de hol, unde avem sculpturi, altoreliefuri, după Luca de la Robbia, italian, bustul lui Julio Cezar, al lui Cezar, împăratul roman, dar și două uși. Castelul a avut încă de la început lifturi acționate electric, printr-un, cum să-i spune, engin, o pompă pe râul Peleș. Este o centrală care a furnizat practic și electricitatea castelului. Se spune că aproape tot ce este în castel este funcțional. Vă așteptăm să vizitați și partea superioară, dormitoarele, dar într-o altă incursiune. Gata. Aici sunt picturi reprezentând predecesori ai regelui.